Bună ziua tuturor care ne urmăresc! Astăzi vom prezenta situația pandemică la momentul de față și, de asemenea, informații despre săptămâna de imunizare, în care încercăm toți, absolut toți partenerii, să ne conjugăm eforturile pentru ca să avem cât mai multă populație asigurată cu vaccinare și cu protecția pe care vaccinul le oferă. Deci, pentru început o să trecem puțin prin date. Aici aveți incidența în ultimele 7 zile. Sunt 308 cazuri la 100.000 de persoane. Deci suntem ca țară în cod roșu. Și avem o creștere în comparație cu săptămâna trecută la numărul de cazuri cu 16%. 80% din toate cazurile înregistrate pe parcursul acestei săptămâni, care sunt circa 11.000 de persoane, în ultima săptămână a 42-a, nu sunt vaccinate. O să vorbim mai târziu ce se întâmplă cu cei care ajung la spitalizare și în stare gravă. Deci, aveți datele cu referire la mortalitatea în ultimele 7 zile, 6-9 decese la 100.000, fatalitatea în ultimele 7 zile, 2,2 decese la 100 de cazuri, formele grave, 6,5% și forme medii, 9,2% din toate. Săptămânile trecute, în rapoartele săptămânale, am avut chiar o înregistrare mai mare a formelor grave și medii, aproape 8% și 10%. Formele ușoare variază undeva între 82-84% pe parcursul ultimelor săptămâni. Media cazurilor se menține la 1639 de cazuri în această săptămână. Ieri ați văzut, am avut 1500, este o ușoară variație, 1500-1600, am atins și 1700. Unicul indicator care, de fapt, rămâne să fie mai optimist este rata de contagiozitate, care înseamnă numărul, de fapt, reproductiv efectiv. Mai popular, cum se transmite infecția într-o comunitate. El este 1,05 și cunoașteți deja, s-a vorbit nu o singură dată cu referire la această rată, cum de fapt putem prognoza ce se întâmplă cu pandemia, dacă ea se menține mai jos de 1,0 sau în jurul la 1,0, deci este o speranță că pandemia nu o va lua prea repede din loc ca intensitate. Deci, pentru comparații, săptămâna trecută am avut 1,06, cu o săptămână mai în urmă am avut 1,1 și mai înainte 0,98. Deci, în general, variem undeva în jurul la 1,0. Aici aveți comparația cu alte state, unde ne aflăm Republica Moldova la îmbolnăviri. Trebuie să spunem că chiar dacă am înregistrat o incidență mai mare ca săptămâna trecută, comparând datele noastre interne, deci noi am coborât în acest clasament negativ, fiind depășiți de alte țări. Și vedem că situația este destul de rea în regiune, în țările din jur. Ucraina a trecut puțin, de fapt suntem la același nivel aproximativ cu numărul de îmbolnăviri înregistrat în Ucraina, care este un vecin și avem o circulație deci intensă în țările vecine și România, vedeți unde este, o situație de asemenea complicată se atestă în țările baltice. Aici avem distribuția în timp săptămânal, în care sunt arătate numărul de cazuri înregistrate în raport cu testele care au fost realizate și puteți observa de la sfârșitul lui august noi am obținut o testare mai masivă în rândul populației și aici ne referim atât la testele realizate pentru persoanele care au careva simptome clinice, cât și persoanele care călătoresc sau își îndeplinesc, de fapt, cerințele acestui certificat COVID. Avem astăzi teste
În fiecare instituție medicală, indiferent cât de mare sau mică nu este ea în zonă rurală sau urbană, și de asemenea pe fiecare ambulanță, și acest lucru poate fi văzut în aceste, de fapt, colonițe în alte decolare bleu. Aici putem să vedem care este situația per teritoriu și avem, dacă avem o medie de 308 cazuri la 100.000 în această săptămână pe țară, putem să observăm că în câteva regiuni situația este mai rea decât la nivel pe țară, și special mă refer la două municipii, este Bălți și Chișinău. Chișinău ajunge, de fapt, din urmă Bălțiu, care a avut o situație mai rea la acest indicator deja pe parcurs a 2-3 săptămâni. De asemenea, avem și câteva raioane, unele din ele se mențin pe parcursul a câtorva săptămâni în clasamentul codului roșu. Este vorba de Glodeni, Basarabeasca, Anini, Inoni și Dondușeni, Sângerei și Iedineț. Avem chiar și un raion cu cod galben. Deci este cea de lungă. În rest, în celelalte raioane, avem cod portocaliu. Aici puteți să vedeți, în comparație, două săptămâni. În dreapta, deci avem săptămâna trecută, de la 18 la 24 octombrie, și în stânga, cu o săptămână, de fapt, cu două săptămâni în urmă, ce s-a întâmplat. În principiu, se mențin aproximativ aceleași culori, aceleași coduri în raioane, ele păstrează, deci nu există o mobilitate, un transfer de la raion la raion. Deci sunt, de fapt, în linii generale, putem spune că aceste infecții sunt mai mult localizate geografic în teritorii. Aici, ceea ce am vorbit de această rată de contagiozitate, și am remarcat faptul că este destul de importantă ca să înțelegem ce se petrece, ce se va petrece în următoarele săptămâni. Pe harta avem raioanele cu rata de contagiozitate per fiecare raion, și putem observa că există raioane cu o rată de contagiozitate mai mare, care, de fapt, va dicta situația în aceste raioane în următoarele săptămâni. Două categorii de persoane pe care le urmărim și le monitorizăm foarte insistent din numărul tuturor celor îmbolnăviți sunt copiii și gravidele, și aș vrea să remarc că, de fapt, creșterea numărului copiilor infectați pe parcursul acestei săptămâni a fost foarte mică, s-a înregistrat o creștere de 3,75%, iar în număr de persoane, aceștia au fost 43 de copii mai mult decât săptămâna trecută, și la momentul de față, din toți acești copii care s-au îmbolnăvit pe parcursul săptămânii, care sunt circa 1200, și din cei care au revenit și din săptămâna anterioară, avem spitalizați în patru instituții medicale din țară. Aceasta este Spitalul de Boli Contagioase Municipal de Copii, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Municipal Ignatenco și Bălți. Avem doar doi copii în stare mai gravă la Institutul Mamei și Copilului. În rest, avem următoarea distribuție: 31 de copii la Institutul Mamei și Copilului, la Boli Contagioase 77 de copii spitalizați, Bălți 40, Ignatenco 20. De ce sunt spitalizați atât de mulți copii? Deoarece protocolul deci are o remarcă că copiii, indiferent de starea lor, chiar dacă nu este o formă avansată, sunt spitalizați pentru o monitorizare mai strictă. Noi acum vom revedea probabil aceste condiții. Cu referire la gravide, am înregistrat această săptămână o creștere de la 37, care erau săptămâna trecută, la 49 de cazuri. Deci, în procente, este o creștere mai mare, de circa 30%. Număr de cazuri nu sunt atât de multe, dar dorim să atenționăm pe această cale toate femeile însărcinate, ca la cel mai mic simptom de suspecție COVID, să contacteze imediat medicul lor de familie. Și chiar dacă nu au simptome, dar au fost în contact cu o persoană infectată de COVID, neapărat să-și contacteze medicul, deoarece este foarte important ca ele să fie monitorizate
din prima zi de boală pentru ca să evităm stările complicate. Aș vrea să mă refer puțin la îmbolnăvirea maturilor și trebuie să remarcăm că pe parcursul acestei săptămâni a crescut rata de spitalizare și avem o creștere cu 35% a ratei de spitalizare, ceea ce a pus o oarecare presiune pe spitalele din țară, astfel noi fiind nevoiți să deschidem, să organizăm paturi noi în diferite regiuni și de asemenea au crescut cazurile grave, care de fapt sunt influențate de forma actuală pe care o remarcă toți medicii, mult mai agresivă a variantei Delta, care cunoaștem din ultimele date de secvențiere, că mai mult de 90% sunt variante Delta, cele care au fost colectate aici în Republica Moldova. Avem creată de 3 săptămâni, cunoașteți că am avut și o conferință de presă, creată o echipă din studenții anului 6 de la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițană, care sunt dislocați la serviciu 112 și monitorizează pe parcursul zilei absolut toate persoanele care sunt infectate cu COVID, aplicând niște criterii, niște întrebări care vin să verifice dacă aceste persoane sunt în grija sistemului medical, dacă starea lor nu s-a agravat. Acest lucru ne face să controlăm, de fapt, acele cazuri care vin mult mai târziu la spital și influențează, de fapt, creșterea cazurilor grave. La momentul de față, pe toată țara, sunt activate, din fondul de paturi existent în Republica Moldova, 3200 de paturi și 338 de paturi pentru terapie intensivă. Dimineața am verificat, erau libere în întreaga țară 341 de paturi terapeutice COVID și 17 la terapie intensivă. Desigur, în Chișinău, pe terapie intensivă, este o presiune mai mare, deoarece Chișinăul și special spitalele terțiare iau mai multe cazuri grave, complicate, de transfer din raioane, astfel ocupând mai frecvent paturile, nu doar cu persoanele bolnave din Chișinău, dar și din teritoriu. În fiecare avem o zi operativă, în fiecare dimineață, aici, la Ministerul Sănătății, în care sunt invitați și alte instituții, inclusiv reprezentanții primăriei, direcției asistență socială și sănătate municipală, compania de asigurări, agenția medicamentului. Ce facem noi la aceste ședințe zilnice? De fapt, noi, în baza informațiilor care sunt actualizate, în fiecare dimineață și în fiecare seară, deci avem două seturi de date, deci noi monitorizăm fondul de paturi pe care îl avem și asigurarea în țară cu echipamente de protecție, echipamente medicale, medicamente și toate cele necesare, astfel ca spitalele să nu se confrunte cu probleme. Dar cunoaștem, inclusiv din ceea ce transmiteți dumneavoastră, că foarte des apar probleme. Și vreau să invit încă o dată pe această cale ca pacienții să ne informeze, deoarece noi actualizăm datele de la toate spitalele, astfel ei ne informează că nu au nevoie sau dacă au nevoie, noi pe parcursul a câtorva ore, de fapt, soluționăm lipsa unui medicament sau a unor consumabile. Centru COVID. Sunt foarte multe întrebări cu referire la centrul COVID de la Mold Expo și, de fapt, este un spital foarte mare, provizoriu, care are circa 400 de paturi, inclusiv între 30-37 de paturi de reanimare și problema este că a fost creat cu scop de centru de triere și s-a transformat într-un spital foarte mare, care nici nu este unul de campanie militar, care atunci când se construiește, chiar dacă este unul temporar, are cu totul alte condiții tehnice. Sunt discuții în spațiul public vis-a-vis de asigurarea acestui centru cu o stație de oxigen.
Inițiativa, de fapt, a venit de la Ministerul Sănătății, nu de la municipalitate, și a venit în urma vizitei mele în acest centru, atunci când am vizitat absolut tot centrul, fiecare salon și secția de terapie intensivă. Și ne-am pus întrebarea dacă am putea cumva să înlocuim aceste butelii de oxigen cu o stație de oxigen. Am identificat stația care, la momentul de față, este procurată, trei stații au fost procurate pentru Institutul de Medicină de Urgență, dar Institutul, la momentul de față, nu utilizează o stație în legătură cu niște reparații care au loc în secțiile dumnealor. Ea este absolut necesară, a fost procurată, planificat, dar noi putem să o permutăm la centrul COVID. Am invitat două echipe de ingineri care au făcut o evaluare a condițiilor tehnice. Din păcate, ei înaintează 10 condiții pe care noi trebuie să le realizăm, după care această stație să primească permisiunea pentru a fi instalată și conectată. Aceste condiții nu pot fi atinse din cauza că acolo nu avem pereți, avem doar panouri din plastic, totul este foarte provizoriu, rețelele toate sunt pe fire, prizele sunt pe jos și, din păcate, nu putem acest lucru să-l realizăm, chiar dacă această stație este pe loc și poate fi transferată în decursul a câtorva ore. Deci, ceea ce vreau să remarc este că atunci când acest val va coborâ, și el neapărat va coborâ într-o zi, depinde de noi cât de repede, prima instituție care își va limita și vom reduce paturile va fi acest centru COVID, începând cu paturile de reanimare. De fapt, noi am început să facem acest lucru în august, dar din păcate a crescut acest val și am început iarăși să-l utilizăm. Astfel ca acest centru, chiar dacă rămânem într-o situație pandemică, să rămână doar cu scop de centru de triere, după cum am spus, acesta a fost și scopul inițial al creării lui. Cu referire la asigurarea cu echipamente, care iarăși se scurge în presă, precum că astăzi instituțiile nu au, în special cele municipale, nu au toate cele necesare și este o situație foarte critică. Vreau să vă aduc la cunoștință că pe parcursul pandemiei, în special din contul donațiilor care au venit din partea Uniunii Europene, a țărilor Uniunii Europene, ca Germania, Austria, Cehia și multe altele, ONU, Organizația Mondială a Sănătății, procurări de la Banca Mondială, au fost asigurate instituțiile spitalicești cu 20 de generatoare, 519 ventilatoare, monitoare pentru terapie intensivă 560, pompe pentru transfuzii 1471 și radiografii mobile 89. Marea majoritate a tuturor echipamentelor au mers către spitalele de forță municipale, în special către Spitalul Sfânta Treime, deoarece centrul COVID, la momentul de față, este o subdiviziune acestui spital. Ministerul dispune de toate aceste informații. Dacă sunteți interesați concret pe spitale, puteți să ne adresați și noi o să vă oferim această informație cu drag. Procesul de vaccinare. Avem aici în fața dumneavoastră tot numărul de vaccinuri care a fost recepționat de către Ministerul Sănătății. Vedeți că avem circa 2 milioane de vaccinuri recepționate care au ajuns la noi pe diferite căi. Absolut niciun vaccin care a fost recepționat nu a avut un termen de valabilitate trecut sau foarte critic. Indiferent de perioada și cine a fost aici la Minister, mai înainte sau acum noi, colegii de la minister au avut totdeauna o atitudine foarte serioasă cu referire la recepționarea loturilor de vaccin și valabilitatea lor. Astfel, până la momentul de față, au trecut la rebut undeva 40 de doze de vaccin, ceea ce este foarte puțin la circa 2 milioane doze recepționate. De unde au sosit aceste vaccinuri?
AstraZeneca avem 570.000, puțin mai mult de jumătate de milion a fost donația din partea României și utilizează această cale pentru a mulțumi încă o dată și Guvernul României și poporul român pentru acest ajutor, fiindcă cunoașteți, aceste vaccinuri au venit în cea mai critică perioadă. Restul, o cantitate mai mică, au venit prin intermediul platformei COVAX. Janssen a venit și continuă să ajungă prin intermediul platformei COVAX. Pfizer BioNTech Community a venit majoritar din contul contractului pe care l-a semnat Ministerul Sănătății și au procurat aceste vaccinuri de la companie și o cantitate mică a venit de asemenea prin intermediul platformei COVAX, dar și am avut o donație, dacă vă aduceți aminte, parmise 50.000 din partea României. Sputnik a fost donație, Sinopharm a fost donație din partea Republicii Populare Chineze, Sinovac am primit din două surse procurarea pe care a realizat-o Ministerul Sănătății și un lot de donații din partea Turciei, care majoritar a mers acum spre raioanele din Utah-Găgăuzia și raioanele din stânga Nistrului. Totodată, vă informez că la momentul de față, Ministerul Sănătății se află în negocieri și discuții pentru a procura Sputnik, pentru că pentru noi este foarte important ca acea categorie de populație care alege un anumit vaccin să aibă acces la vaccin și să le asigurăm protecția împotriva COVID-19 și aspectul politic pe noi ca medici nu ne interesează. Sperăm să ajungem cât mai repede la semnarea acestui contract, toate detaliile o să vă le oferim mai târziu. Aici este un slide pe care îl cunoașteți, cu referire care este procentul utilizat din fiecare lot de vaccin și avem aici rezultatele. Total, doze administrate la momentul de față sunt circa 1.500.000. Acoperirea vaccinală este națională cu o singură doză, este de 25,8% la ziua de luni și cu schema completă este 24,84%. Lucrătorii medicali, aici nu ne referim când spunem lucrătorii medicali absolut la tot personalul care activează în instituțiile medicale, doar la medici, asistente medicale, alți lucrători care dețin diplome de cadru medical și infirmierele, sunt acoperite cu schema completă la 90%. Astfel avem și rezultatele, nu avem cazuri de îmbolnăviri, de cazuri grave ieșite din comun în rândul medicilor, când dumneavoastră cunoașteți ce se întâmpla anul trecut în perioada pandemiei, când această categorie nu era vaccinată și câți medici și colegi am pierdut pe perioada pandemiei, sunt în jur de 134 decedați până în luna iunie. La momentul de față, deci, se lucrează asupra modalității de integrare în sistemul nostru național de imunizare a certificatelor primite de către cetățenii noștri care s-au vaccinat în România și aceste certificate sunt eliberate de către autoritățile române. Avem o noutate foarte bună pentru toți cetățenii Republicii Moldova care s-au vaccinat aici acasă, dar locuiesc undeva peste hotare și sunt plecați deja. Și de asemenea, pentru cei care călătoresc frecvent, că certificatul nostru digital, Green Pass-ul nostru, eliberat de autoritățile din Republica Moldova, a fost testat cu succes și această noutate ne-a venit chiar ieri la Ministerul Sănătății, fapt despre care ne-au anunțat reprezentanții Comisiei Europene și acum doar trebuie să așteptăm decizia de echivalare și acest certificat care va veni de la Comisia Europeană și acest certificat va fi absolut echivalent cu oricare alt certificat eliberat de țările din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au contribuit ca acest certificat să atingă acele standarde solicitate de
specialiștii Comisiei Europene și de asemenea Centrului de Guvernare, care a făcut posibil acest lucru cât mai curând. Când vorbim despre vaccinare, trebuie să recunoaștem că avem persoane care, de fapt, au îmbrățișat ideea de a se vaccina și de a fi protejați mult mai ușor și aceștia sunt cei din categorie de vârstă de 70-79 de ani, vedeți cât este de înaltă cuprinderea lor cu vaccin și, de asemenea, cei din categorie de vârstă de 60-69. Poate este și nu doar problema că aceste persoane mai suferă de comorbidități și au avut grijă ca să nu-și complice viața și sănătatea, dar și din cauza că aceste persoane, de fapt, pe parcursul vieții, au fost vaccinate totdeauna și în copilărie și, de asemenea, au trecut toate schemele de vaccinare în perioada sovietică. Și, de fapt, noi avem o rată foarte înaltă a populației cuprinsă cu vaccinările care sunt administrate în perioada copilăriei, indiferent de vârsta noastră. Astfel este foarte neînțeleasă, deși cunoaștem cauzele, a reticienței populației față de acest vaccin. Din păcate, avem o cuprindere foarte joasă a tinerilor și observați în special a tinerilor din vârsta 19-29 de ani, după care urmează cei din 30-39 de ani cu o rată de vaccinare între 27-37 de procente din totalul, deci nu o rată de vaccinare per general, dar din toate grupele. Ei dețin cea mai mică rată. Aici o să mă întrebați și pentru a vă oferi informația completă ce se întâmplă cu vaccinarea copiilor. După cum cunoașteți, ieri a apărut comunicatul de presă a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale despre înregistrarea vaccinului Pfizer-BioNTech pentru administrarea și permisiunea pentru administrarea copiilor de la 12 la 18 ani. Puțin mai înainte, Comitetul de Experți de pe lângă Ministerul Sănătății, care are în cadrul său profesori de la diferite catedre, începând cu epidemiologia și urmând după aceasta pediatria și diferite alte specialități, și au expus părerea și au dat acordul în baza tuturor datelor pe care le-au publicat diferite instituții internaționale, cât și din experiența altor țări, că acest vaccin poate fi administrat copiilor în Republica Moldova. Astfel, la momentul de față, nu există niciun impediment pentru părinții, subliniez, care doresc și au inițiativa personală de a-și vaccina copiii de această categorie, să o facă. Ei se pot apropia în fiecare centru de vaccinare, noi vom transmite toată informația de la Ministerul Sănătății, vor trebui să semneze un acord și să semneze că această inițiativă vine din partea lor și este decizia dumnealor și o să o poată efectua în cel mai apropiat timp. Aceasta este cu referire la copii. Cât privește rapelul, administrarea rapelului 3, am avut, pare-mi-se, luni seara, ședința a avut loc la Ministerul Sănătății, ședința aceluiași comitet de experți care au analizat absolut toate datele cu referire la vaccinarea, imunizarea populației în Republica Moldova, de asemenea toate recomandările și experiența internațională și așteptăm de la ei în mod oficial concluzia cum procedăm, când începem, cine sunt primii. Posibil o să avem două categorii care vor fi incluse în rapelul 3, deoarece avem persoane care s-au vaccinat mai înainte, puțin mai devreme decât a început Republica Moldova oficial vaccinarea la începutul lui martie și au făcut acest vaccin în România. Dar despre aceasta nu aș vrea să presupun. Deci la momentul când vom primi concluzia și recomandările lor, inclusiv care vaccin cu care poate fi deci, completat schema,
O să vă anunțăm imediat. Aici avem datele săptămânale a campaniei de vaccinare. Partea bună este că, totuși, după cum vedeți din ultimele date, avem o ușoară creștere. Ceea ce ne bucură este o creștere mică, dar este o creștere cu 25% în comparație cu săptămâna trecută. Ieri, de exemplu, s-au vaccinat 5.590 de persoane și procentul celor care s-au vaccinat primar este înalt în acest grup, 4.439, deci au fost care au venit pentru prima doză de vaccin. Sper ca toate eforturile noastre, după cum am spus și la început, se vor conjuga și vom avea un rezultat bun. După integrarea certificatului de vaccinare emis în România, probabil procentul nostru de cuprindere va crește, dar deocamdată noi calculăm la cifrele, de fapt, oficiale pe care ni le oferă Biroul Național de Statistică. Aceasta este acoperirea vaccinală în teritoriu, în teritorii. Chișinău, desigur, are o situație mai bună. Dorim să subliniem că aici a contribuit și sistemul de sănătate, deoarece în aceste 37% de persoane care au fost acoperite cu schema completă de vaccinare fac parte absolut toți lucrătorii medicali care activează în instituțiile republicane, municipale și care au intrat primii în campanie și, de asemenea, studenții, rezidenții de la Universitatea de Medicină, care, de asemenea, sunt într-un număr mare. Dar ce este bine? Este bine. Avem regiuni în care vaccinarea este lentă. Sperăm că atunci, dacă ei au o preferință pentru un anumit vaccin, noi o satisfacem această preferință și sperăm că acest procent de acoperire va crește. Cu referire la evenimentele adverse și toate comentariile care sunt în spațiu public vis-a-vis de faptul că oamenii au frică de aceste efecte adverse, noi spuneam că am administrat deja 1.000.000 și, cât am spus, aproape jumătate, 1.486.930 de doze și avem, iată, următoarele raportări. Nu excludem că acestea nu sunt cifrele absolut curate ale raportărilor, fiindcă raportările ușoare, de fapt, cumva cad din sistemul de monitorizare. Mai complicate, să spunem, sunt considerate cele cu o febră moderată, cu o reacție alergică. Nu am avut cazuri în Republica Moldova care ar fi fost spitalizate în urma administrării vaccinului și toate discuțiile care sunt și comentariile care sunt în spațiu public și pe diferite rețele de socializare sunt, de fapt, doar povești. Și aș vrea să vă spun că la ziua de astăzi au fost administrate 6,91 miliarde de doze de vaccin în 184 de țări. Dar cu așa ritm de administrare, în care se administrează 27,70 milioane pe zi, este o cifră, după părerea noastră, care este destul de mare, după calculele experților globului, tuturor țărilor, ar trebui undeva de 6 luni ca să ajungem la o rată, la o acoperire de vaccinare globală cu 75%, astfel ca să distrugem totalmente, să eradicăm această infecție. Din păcate, țări ca Republica Moldova, care continuă să poarte poveștile cu zmei și dinozauri, și multe alte țări ca noi, contribuim ca să mai stăm în așa o situație de abnormalitate. Și eu cred că absolut toată lumea ne dorim să ne întoarcem la viața obișnuită de toate zilele și pentru aceasta trebuie să facem fiecare un efort. Experții au concluzionat următoarele.
cei internaționali. Pandemia tuturora a ajuns astăzi să fie pandemia celor nevaccinați. Și aceasta trebuie să o înțeleagă fiecare, deoarece astăzi, în stare gravă și în secțiile de terapie intensivă, avem de la 95% la 98% persoane nevaccinate. Vaccinul, de fapt, asigură protecția cazurilor maximă, a cazurilor de spitalizare și cazurilor de deces. Deci, acum o să ofer cuvântul doamnei secretar de stat, doamna Svetlana Nicolaescu, deoarece dumneei este responsabilă pentru campania de vaccinare și în special pentru desfășurarea acestei săptămâni de vaccinare și dumneei o să vă informeze care sunt toate acțiunile desfășurate și care sunt mesajele pe care noi le transmitem în comunitate. Poftim, doamna Nicolaescu. În continuare informațiilor care au fost prezentate de doamna ministru, venim cu relatarea referitor la lansarea săptămânii imunizării. Este acțiunea lansată de Ministerul Sănătății în data de 25 octombrie și prin această acțiune am dat startul eforturilor de mobilizare la nivel național, dar și intensificarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19. De ce am considerat necesară realizarea, desfășurarea unei asemenea acțiuni săptămâna imunizării? De fapt, mesajul cheie cu care a încheiat discursul doamna ministru a fost că imunizarea populației este absolut imperativă, cazul în care dorim să punem capătul pandemiei. Vaccinarea este acea soluție care este disponibilă, este eficientă și este sigură pentru a depăși criza sanitară și pentru a reveni la normalitate. Deci, la nivel global, până la ziua de astăzi, au fost administrate circa 7 miliarde de doze vaccin împotriva COVID-19 și acele țări care au depus efort și au atins rata de imunizare în populație de peste 70%, țările precum Portugalia, țările precum Franța, Danemarca, Italia, deja au revenit la viața normală din perspectiva economică, socială și culturală. În Republica Moldova ați văzut că doar tindem încă spre atingerea acestui obiectiv și rata de vaccinare, rata de imunizare în populația generală la moment constituie circa 25%. Deci acestea sunt considerentele, dorim să impulsionăm campania de vaccinare și procesul de imunizare în Republica Moldova. Ce dorim să atingem? Evident că creșterea nivelului de acoperire vaccinală, atât în localitățile urbane, cât și rurale. Ați văzut și acele diferențe în sub aspect geografic care avem vis-a-vis de acoperire vaccinală. Pentru această săptămână au fost stabilite și ținte specifice pentru fiecare teritoriu administrativ. Ne propunem ca pe parcursul acestei săptămâni să avem cel puțin 70.000 persoane imunizate și este un obiectiv real de atins, este acel nivel care îl înregistram atunci când procesul și campania de vaccinare era la o intensitate înaltă, în special în perioada lunilor de vară. Deci aceste obiective, țintele care au fost stabilite, ne vor permite să ajungem la acoperire vaccinală de 70% într-un termen mai restrâns pentru a reveni la un mod de viață normal. Ce acțiuni sunt realizate pe parcursul acestei săptămâni? Deci ne axăm pe două componente majore. Prima este intensificarea acțiunilor de informare despre beneficiile și importanța vaccinării și avem o prezență mediatică mai intensă în această perioadă cu participarea grupului de comunicatori, dar și experților
în sănătate publică, în epidemiologie, în imunologie, cliniciști care participă în cadrul emisiunilor televizate și radio. Avem și prezența mediatică prin difuzarea spoturilor sociale cu aceste mesaje de încurajare a vaccinării către populație. A doua componentă majoră a campaniei în cadrul săptămânii imunizării sunt extinderea oportunităților de vaccinare. Deci venim și mai aproape de cetățeni cu punctele de vaccinare și realizăm acest lucru prin extinderea programului de activitate a centrelor de vaccinare care activează în unitățile sanitare. Deci astăzi în Republica Moldova, în fiecare localitate, centrul de sănătate dispune de întreaga gamă de vaccin. Deci în oricare localitate persoanele pot beneficia de vaccinul împotriva COVID-19, ceea ce este important că în săptămâna curentă centrele respective au un program extins în zilele de lucru până la orele 18, dar vor activa și pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică 30-31 octombrie, cu un program până la orele 15:00. La fel avem extins programul de activitate a Centrului Municipal de Vaccinare din Chișinău, care activează în fiecare zi până la orele 20:00. Adițional la aceste puncte de vaccinare din instituții medicale, prin deschidere și cooperare cu agenții economici, amplasăm punctele mobile de vaccinare în localități. Prin cooperare cu rețele de marketuri și centre comerciale, avem pe parcurs acestei săptămâni, începând cu ziua de astăzi, amenajate 28 puncte mobile de vaccinare în 17 localități. Lista acestor localități și puncte de vaccinare o puteți găsi pe pagina web a Ministerului, la fel pe pagina de informare, vaccinare, gov.md, dar deci, este important ca să fie distribuită și aici venim și cu un mesaj către dumneavoastră, deci să distribuiți prin canalele de informare, astfel ca toți cei care doresc să facă cunoscuți cu această informație. Adițional la punctele mobile de vaccinare, și aici, de fapt, autoritățile publice locale sunt încurajați și deja identifică oportunități pentru locații adiționale, deci în piețe sau în anumite locuri unde avem un flux mai mare de persoane. Adițional, pe parcursul zilelor de sâmbătă-duminică, în perioada 30-31 octombrie, vom avea activități în comunitate, deci se vor deplasa reprezentanții Guvernului și a Parlamentului, care se vor alătura echipelor mobile și au fost identificate 170 de localități din 20 de raioane care la moment înregistrează cea mai redusă rată de vaccinare sau unde acest proces de vaccinare se desfășoară mai dificil, mai nevoios, și în aceste localități vom avea și echipe de comunicatori și în același timp activitatea centrelor de vaccinare sau punctele de vaccinare vor fi disponibile cu un program mai extins, inclusiv pentru zilele de sâmbătă-duminică. La fel puteți vizualiza lista acestor localități afișate pe pagina oficială a Ministerului Sănătății. În continuare se desfășoară și proiectul Vaccinează-te în satul tău. Pentru săptămâna curentă, activitățile sau echipele în cadrul acestui proiect se deplasează și sunt prezente în raionul Telenești și Rășcani, unde la fel cetățenii au posibilitatea să primească și informații de la persoanele
de încredere sau persoanele care dispun de toate informațiile referitoare la vaccinuri, dar și să beneficieze de vaccin. Acum, ce trebuie să cunoască populația? Pe parcursul acestei săptămâni, săptămânii imunizării, este mai simplu ca niciodată să beneficiați de vaccin împotriva COVID-19. Toți cei care încă nu au reușit să beneficieze de vaccin, fiți siguri că vaccinarea împotriva COVID-19 este de fapt cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi. Pentru aceasta trebuie să vă prezentați la orice punct de vaccinare, da, fie în centrul de sănătate, fie la punctele mobile, care le avem destul de extinse pe parcursul acestei săptămâni, fără programare, inclusiv persoanele care nu dețin asigurare medicală beneficiază în aceeași măsură, în egal drept de imunizare. Și este necesar să vă prezentați doar cu buletinul de identitate. La fel menționăm că în toate punctele de vaccinare sunt disponibile astăzi asemenea serouri precum Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac și Sinopharm. Deci sunt asigurat cu serouri, cu vaccinuri, toate punctele de vaccinare. Evident că pentru a desfășura toate aceste activități, Ministerul Sănătății are nevoie de consolidarea eforturilor și de implicarea autorităților atât la nivel central cât și la nivel local. Pe această cale aduc mulțumiri tuturor colegilor care deja au contribuit și la pregătirea și la desfășurarea activităților respective. Este foarte important să acționăm în spirit de solidarizare și să asigurăm că populația are încredere în vaccinare. Deci mulțumim și reprezentanților rețelelor de supermarketuri și centre comerciale care au manifestat deschidere și au asigurat amplasarea acestor puncte mobile de vaccinare. La fel aducem mulțumiri companiilor de telecomunicații care la fel au oferit suportul în distribuirea și în difuzarea mesajelor, astfel ca cât mai mulți cetățeni sau să fie expuși sau să mesajele noastre să ajungă la cât mai mulți cetățeni. Și avem suportul partenerilor noștri, precum este Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF Moldova, Banca Mondială, care sunt și de data aceasta alături de Ministerul Sănătății în realizarea acestor activități. Deci, îndemnăm populația, dar și toți actorii implicați în acțiunile menționate pe parcursul acestei săptămâni să nu ne oprim aici. Este foarte important să continuăm să ne vaccinăm în număr tot mai mare și ne aduce speranță faptul că toți mai mulți moldoveni iau această decizie, decid să se vaccineze. Și este foarte important să continuăm aceste activități și după săptămâna vaccinării, astfel ca cât mai rapid să revenim la acea normalitate pe care ne dorim cu toții. Mulțumesc dacă aveți careva întrebări. Sabina Hirianov, reporter Canal 2. Referitor de cazul în care săptămâna trecută un băiețel de la noi a fost testat pozitiv la Delta Plus în Israel, vrem să știm pe parcursul ultimei săptămâni ce măsuri s-a întreprins, s-au prelevat probe aleatoriu și au fost transmise într-un laborator de referință pentru a ști dacă avem această tulpină la noi? Vă referiți la datele care au fost în presă vis-a-vis de cazul din Israel? Deci acest caz nu ne-a fost confirmat oficial pe canalele oficiale de către Ministerul Sănătății din Israel, astfel noi nu cunoaștem identitatea persoanei și nu putem prelua nicio probă și nici discuta cu familia. Din moment ce autoritățile din Israel ne vor informa, vom procede la acțiunile care corespund protocolului epidemiologic. Dar sunt prelevate probe și transmise în Germania pentru a ști care tulpină predomină la noi? Ați vorbit de 90% de Delta, dar la Delta Plus? Deci la momentul de față, deci Agenția Națională de Sănătate Publică este asigurată cu tot echipamentul pentru a realiza secvențierea la noi. El a fost procurat
în această perioadă și la moment sunt veniți experții pentru instruirea colaboratorilor laboratorului nostru, astfel sperăm că în primele săptămâni ale lunii noiembrie vom putea să realizăm aceste secvențieri aici pe loc, fără ca să le trimitem undeva. Și referitor de restricții, ați pregătit un plan de restricții pentru a rupe cumva lanțul de răspândire a COVID-ului? Planul de restricții nu ține de mine. Planul, în general, de comportament și recomandări ține de decizia Comisiei Extraordinară de Sănătate Publică. Deci eu nu pregătesc planuri de restricții. Vă rog frumos să transmiteți acest lucru în societate. Deci inițiativa și raportul în fața Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică îl prezintă instituția responsabilă de acest lucru și aceasta este Agenția Națională de Sănătate Publică, nu Ministrul Sănătății. După aceasta, pe acest proiect are loc discuția, ședința în care toți membrii acestei comisii își expun opiniile și se ajunge la un numitor comun, cel care deja se publică și este adus la cunoștință societății. Repet încă o dată, deoarece foarte des se confundă CNSP egal cu Ministrul Sănătății. Mulțumesc! Deci, încă o dată, repet, Agenția Națională de Sănătate Publică, deci pregătește, în primul rând, un raport despre situația pandemică la moment, pe care îl prezintă Comisii Extraordinare. După aceasta, este prezentat Comisiei un proiect pe care îl elaborează specialiștii de la ANSP. Desigur că noi cunoaștem despre acest proiect, dar nu este elaborat de către noi. Încă o dată, repet. Urmăriți deciziile Comisiei Extraordinare. Întrebarea dumneavoastră, se pregătesc restricții, este o întrebare pe care doriți să răspund, da, se pregătesc. Nu, nu se pregătesc restricții. Bună ziua, Angela Antonovici, NTV Moldova. Vă rog frumos o precizare. Ați spus că părinții se pot adresa la centrele, părinții care doresc să-și vaccineze copiii. Dar dacă ne puteți spune de când începe mai exact vaccinarea, de când se pot adresa părinții? Deci imediat ce trimitem toate datele către toate centrele de vaccinare, ca ei să fie informați. Probabil de săptămâna viitoare, da, ca să fiecare centru de vaccinare, în oricare localitate mai îndepărtată, se dețină absolut toată informația, ce ar trebui, care sunt pașii tehnici pe care trebuie să le realizeze. Și asta nu ne va lua mult timp ca să trimitem aceste recomandări. Ați menționat că doriți să procurați vaccinul Sputnik, dacă ne puteți spune o cantitate și la ce etapă sunteți? Ați început negocierile? Și eu am spus tot ce am putut să spun și am declarat-o singur. Despre toate celelalte informații o să vă ținem la curent, deoarece nu sunt secrete. La momentul de față suntem în negocieri și nu avem ce spune la moment. Atât despre cantitate, cât și despre toate celelalte, o să vă informăm. Sperăm să-l putem aduce cât mai repede. Și în contrabare, vă rog, noi am primit mai multe sesizări din partea locuitorilor din Ungheni, precum că acolo este un medic de origine turcă care are o clinică privată și face propagandă anti-vaccin. Și cel mai important, oamenii mi-au spus că foarte mulți locuitori îl cred și de aceea nu se vaccinează și din statistica prezentată astăzi de dumneavoastră am văzut că Ungheni, într-adevăr, rata de vaccinare este mică acolo. Dacă cunoașteți despre acest caz și dacă există o soluție în această situație. Personal eu nu cunosc, probabil vă referiți la vreo instituție privată, dar exact. Vă mulțumim pentru informație, o să verificăm și o să vedem ce se întâmplă, la ce vă referiți. Dar care ar fi soluțiile în acest caz, că oamenii sunt manipulați de acest medic să nu se vaccineze? Deci probabil că mai există lucrători medicali și oameni cu studii superioare care de fapt dezinformează și transmit un mesaj eronat în populație, în rândul pacienților. Deci trebuie să lucrăm cu dumnealor, să le explicăm, trebuie să inclusiv să avem discuții din punct de vedere profesional, pe platforme profesionale, deoarece în Republica Moldova există asociația ale medicilor,
care pot inclusiv discuta despre capacitatea lui de a-și profesa, deci și de a profesa și de a activa. Dar nu pot să vă spun mai mult nimic, nu cunosc, mulțumesc că o să ne informăm. Mulțumesc. Daniela Păscari, Jurnal TV. Vrem să întrebăm o dată ce ne aflăm în cadrul acestei săptămâni a imunizării, ce acțiuni au fost întreprinse până acum, desfășurate și cum oamenii vor afla despre aceste noi puncte de imunizare care până acum încă nu au fost afișat nicăieri aceste anunțuri. Da, astăzi am anunțat, de fapt, săptămâna imunizării a fost lansată în ziua de luni. De astăzi, noi avem și un ordin al Ministerului Sănătății emis în acest sens, referitor la desfășurarea sau amplasarea punctelor adiționale, punctelor mobile de vaccinare. O parte din aceste puncte au fost amenajate ieri, deși termenul era, sau am planificat să începem, să inițiem de astăzi. Avem, așa cum am menționat, identificate peste 28 de astfel puncte mobile, dar adițional autoritățile publice locale identifică și opțiuni suplimentare. Este important ca persoanele să monitorizeze informația plasată pe pagina web a primăriilor. La noi fiecare autoritate publică locală are o pagină de comunicare sau unde sunt plasate informațiile. La fel, punctele mobile care au fost identificate cu facilitarea Ministerului Sănătății. Toată informația este plasată pe pagina web a Ministerului Sănătății, da? Dacă nu este imediat după aceasta, ne asigurăm că este ușor accesibilă și este în primele, în topul, da, informațiilor care sunt plasate. Evident că rețele sociale la fel sunt distribuții de informații și toată informația poate fi solicitată și prin apel la linia verde în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Deci există multiple posibilități, ceea ce ne dorim ca aceste puncte să fie vizibile și să fie vizitate. Dar este important și mass media să transmită aceste mesaje, astfel ca populația să fie informată. Plus, vom expedia mesajele către abonații rețelelor mobile și avem din nou deschiderea de la mai multe companii în acest sens și prin alte canale televizate. Deci vor fi mesajele mult mai intens circulate în perioada aceasta. Vă mulțumesc. Anterior... Îmi cer scuze, doar aș dori să o completez pe doamna Nicolaescu. Personal, vineri am trimis fiecărui primar o scrisoare semnată în care am rugat foarte mult, în calitatea lor de fondatori, în fiecare localitate mare sau mică, să se implice, să informeze cetățenii din acel sat sau raion, să se implice, deoarece sunt fondatori, sunt autorități locale și ar trebui să fie cot la cot cu lucrătorii medicali de acolo. Și de asemenea, fiecare instituție medicală și centru de vaccinare a primit încă săptămâna trecută o circulară prin care erau informați ce ar trebui să facă în legătură cu această campanie de vaccinare și cum ar trebui să informeze prin plasarea diferitor informații în locurile mai centrale din acea localitate, magazin, casă de cultură, pentru ca oamenii să cunoască că este o săptămână de vaccinare. Deja depinde cât de mult fiecare dorește să se implice, fiindcă vă dați seama că de aici nu o să putem să verificăm fiecare comună, sat, dar acestea au fost acțiunile noastre pentru ca să includem cât mai multă lume în această rețea de informații și nu doar să se refere la acțiunile și activitatea lucrătorilor medicali. Anterior, Jurnal TV a realizat un material din spitalul de la Edineț, unde doamna Niorenco spuneați că va merge o comisie. Vrem să vă întrebăm până la urmă ce încălcări au fost depistate acolo la spital. Deci vă informez că luni a fost comisia la fața locului. Ei elaborează nota informativă cu toate concluziile și recomandările. Deocamdată nu o am, fiindcă acești oameni mai și lucrează în fiecare zi. Sper să o am cât mai curând posibil și
vom vedea care sunt concluziile dumnealor, deoarece au efectuat niște verificări destul de profunde acolo, în special și în secția de terapie intensivă. O să vă răspundem. Mulțumesc. Și încă o precizare. La sanatoriile din țară, oamenii merg cu un test la COVID? La sanatoriile din țară. Da, desigur, da. Trebuie să există aceasta stipulat inclusiv în... Pentru că sunt sanatorii unde nu se solicită aceste... Aceasta ține este ca și cu toate unitățile de alimentare publică. Eu personal am văzut în unele unități, intre imediat, întrebarea este vis-a-vis de certificat, în altele sunt mai inerți. Aceasta depinde de faptul cum noi, ca cetățeni, ne îndeplinim atribuțiile acolo unde muncim și depinde de asemenea de administrarea acestor sanatorii, ar trebui să fie mai alertați puțin directorii, administrația, deoarece astfel își pot asigura un mediu sănătos în care oamenii, într-adevăr, să beneficieze de niște tratamente, dar nu să se întoarcă de acolo cu o infecție. Daniela Danilova, Cotidianul TV. Unii reprezentanți din unele instituții de învățământ din capitală ne-au spus că elevii au încercat să se testeze în policlinici la 7 zile, așa cum s-a menționat, pentru a putea reveni la ore. Reprezentanții unor policlinici le-au spus că nu sunt prevăzute teste pentru acest scop. Cunoașteți despre acest caz? Deci dacă cunoașteți, vă rog frumos să ne informați concret. Nu unii, undeva, dar vă rog, concret, chiar putem după această conferință să vă opriți să mă informați, deoarece absolut toți trebuie să aplice testarea gratuită copiilor la 7-a zi, așa cum a fost declarat. Dacă se întâmplă undeva, mie îmi pare foarte rău, dar trebuie să remediem împreună lucrurile. Așa că vă rog frumos, ne informați, noi verificăm, poate există dezinformare, poate cineva a lipsit de la serviciu când a venit circulara, dar nu trebuie să aibă loc așa cazuri. Și deși ați menționat, o să vă rog o precizare despre echipamentele medicale. În ultima hotărâre a Comisiei din Chișinău se menționează că există lipsă de echipamente. Totuși, există lipsă sau sunt suficiente echipamente în spitale? Deci eu am relatat la numărul, am putea să vă oferim separat pe spitalele municipale și aș dori să văd care echipamente și unde lipsesc. Acea frază generală că există, ar exista echipamente lipsă, mie personal nu spune nimic. Gheorghe Lungu, TVR Moldova. Ați menționat că copiii pot fi vaccinați doar cu Pfizer. Spuneți-ne, vă rog, avem suficiente doze? Republica Moldova dispune de suficiente doze? Și dacă ne-ați putea spune câte? Da, noi avem suficiente doze și vom avea de acest vaccin, deoarece Ministerul Sănătății a semnat cu compania încă în primăvară un contract pentru 700.000 de doze de vaccin, care vin săptămânal în loturi cu un termen de valabilitate foarte bun. Astfel, noi vom fi asigurați încă pentru o perioadă foarte lungă cu acest vaccin. Bună ziua, Iuliana Maranciuc, reporter ProTV. Ați menționat că copiii pot fi vaccinați. A fost emis acel ordin care era nevoie de la Ministerul Sănătății pentru a putea permite vaccinarea copiilor? Iuliana, îmi pare rău, nu ați fost atentă, ci am răspuns la colega dumneavoastră. Deci eu am spus și termenul, când ar putea să înceapă și în baza la ce ar putea. Deci, noi vom trimite pentru săptămâna viitoare, probabil, s-ar putea să... în care vom explica foarte clar cum trebuie să deruleze această vaccinare ca să nu avem incidente și care este informația pe care părinții o pot primi în centrul de vaccinare, deoarece ei trebuie să semneze că aceasta este inițiativa dumnealor și să semneze documente, deoarece copiii sunt minori și părinții sunt cei care își asumă responsabilitatea pentru această decizie, astfel ca toate instituțiile să primească aceste recomandări care vin de la Comitetul de Experți și, de fapt, nu vin de la Ministrul Sănătății, probabil vor trebui 2 zile ca să ajungă în teritoriu în fiecare centru de vaccinare. Mulțumesc. Dar ordinul a fost emis. Deci ieri a existat acest comunicat de la Agenția de Medicamente. Da, și tot dumneavoastră menționați ieri la acea conferință. Păi vom emite, deci eu am spus, 2 zile trebuie să ajungă undeva, să fie explicat foarte clar pentru fiecare medic, ca
care va avea aceste, se va întâlni cu aceste cazuri. Și referitor la certificatele de vaccinare, ați menționat că ele deja pot fi recunoscute sau sunt recunoscute și în țările europene. Asta înseamnă că certificatul de vaccinare emis în țara noastră este conectat la certificatul european? Deci, iarăși repet ceea ce am spus. Ieri am primit informația de la Comisia Europeană, precum că certificatul nostru COVID, în care este inclusă informația nu doar despre vaccinare, dar și despre îmbolnăvire, testare și așa mai departe, a fost testat cu succes și la momentul de față trece procedura de echivalare, care de fapt este una tehnică. Noi vom primi această echivalare, astfel certificatul nostru devine eligibil absolut în toate țările, în tot spațiul Uniunii Europene și va fi absolut egal în drepturi cu oricare alt certificat. Referitor la lipsa medicamentelor în spitale, responsabilii de la spitalul din Bălți ne-au spus că nu au primit banii de la Compania Națională de Asigurări și într-o săptămână ar putea rămâne fără medicamente și ar risca să nu aibă cu ce trata pacienții. Vreau să ne spuneți dacă cunoașteți despre acest caz și dacă cumva se rezolvă asta. Foarte multe spitale adesea se pomenesc în riscuri de a nu avea careva medicamente, deoarece au întârziat foarte mult pe parcursul anului trecut cu achitările către agenții economici care le furnizează diferite medicamente, consumabile medicale și altele. Deci lucrurile acestea, eu când am venit la minister, am găsit o groază de probleme în acest aspect. Deci până la momentul de față au fost stinse absolut toate datoriile, nu există absolut nicio datorie din partea Companiei Naționale de Asigurări Medicină către spitale, iar acolo unde sunt probleme și mai apar probleme, noi am rugat ca să fim informați, deoarece pacienții nu trebuie să sufere, iar directorul să se gândească puțin la capacitatea lor de a administra aceste spitale. Și tot mai mulți medici semnalează că moldovenii care au plătit pentru acel certificat de vaccinare acum conștientizează pericolul și doresc să primească într-adevăr vaccinul. Ce facem în acest caz pentru că ei deja sunt introduși în baza de date? Cum îi vaccinăm pe cei care se răzgândesc? Deci, în primul rând, vis-a-vis de certificatele false, am mai descoperit că există chiar și certificate false. Deci, noi spuneam că, de fapt, vaccinarea nu a avut loc, dar certificatul era unul veritabil, cel care era emis de către punctul de vaccinare. Acum ne-am întâlnit cu o avalanșă de certificate chiar false, deoarece ele sunt depistate la intrarea și ieșirea din țară, atunci când traversează hotarul și poliția de frontieră are absolut toate datele cetățenilor noștri în baza de date și atunci când văd data emiterii certificatului, de fapt, depistează că la acea oră, la acel moment, persoana dată nu se afla în Republica Moldova. Și imediat trimit aceste certificate spre verificare la noi. La momentul verificării se depistează că în acea localitate nici nu a existat așa ser la acea dată, nici nu exista o așa persoană care acolo a aplicat semnătura și așa mai departe. Deci au apărut și o altă categorie de certificate suplimentar la cele pe care le-am avut. Aici deja noi, după ce confirmăm că acest certificat este de fapt fals, intră pe rol Inspectoratul General de Poliție și alte structuri. De asemenea, continuă investigațiile pentru ca să se găsească probe cu referire la celelalte certificate care au fost emise și mai sunt probabil emise, de fapt, serul luând drumul spre chiuvetă, exprimarea dată se utilizează. Sper foarte mult să avem în curând rezultatele de la CNA, deoarece ei au o investigație amplă. Cu referire la întrebarea dumneavoastră ce facem cu acest grup de cetățeni, îi așteptăm la noi să găsim o soluție. Deocamdată la noi, oficial, nu s-a adresat nimeni. Îi invităm să vină cu recunoașterea faptului că au făcut acest lucru. Eu cred că mult mai important este să fie vaccinat și să fie sănătos. Vom încerca să identificăm careva soluții. Probabil ei nu vor dori să toarne lucrătorii medicali care au participat în acest proces și nu vor îndrăzni să vină. Eu doresc să-i chem, să-i invit să se apropie de medici, nu de mine personal,
ca cumva împreună să găsim aceste soluții. Avem foarte multe cazuri pe care ni le relatează colegii de la terapie intensivă, în care pacienții, aflându-se în stare foarte gravă, recunosc că au deținut un certificat fals. Lubov Plămădeală de la TV8, vrem să întrebăm dacă în spitalele cu profil COVID sunt psihologi care să ofere consiliere pacienților care au nevoie de asta. Cel puțin la centrul COVID de la Moldexpo nu este un astfel de psiholog, asta în contextul în care unii oameni suferă și cedează și pun capăt zilelor. Este o întrebare foarte bună și vreau să spun că și pacienții și colegii noștri care activează în aceste centre au nevoie de consiliere psihologică. Este foarte greu acolo. Câteva spitale mari au psiholog și au chiar echipe de psihologi, ca Spitalul Clinic Republican, Institutul Paramediții de Medicină de Urgentă. Dar acestea sunt cazuri rare. Noi ne confruntăm cu o lipsă mare de cadre medicale, de psihologi, nici nu mai vorbim. Dacă există psihologi în societate care doresc să-și ofere serviciile prin voluntariat, îi invităm și o să-i includem cumva în acest circuit al nostru medical pentru ca să ofere asistență psihologică atât pacienților cât și medicilor, fiindcă este o nevoie acută de acesta. Mulțumesc! Dacă nu mai aveți întrebări, noi vă mulțumim foarte mult. Dorim tuturora multă sănătate, să aibă încredere în medici, să meargă săptămâna aceasta și nu doar acum să se vaccineze, să-și asigure protecția, ca să se îndepărteze cât mai mult de spital și de secțiile de terapie intensivă. Și tuturora o zi frumoasă, și astăzi este o zi mare de sărbătoare, de asemenea vă dorim o zi frumoasă de sărbătoare și iarăși, o să repet, multă, multă, multă sănătate. O zi bună! Дайте руку, пожалуйста. Соответственно.